Ministrul Educației a anunțat că prin noile legi ale educației se propune ca examenul de bacalaureat să se plieze pe fiecare profil, urmând să se introducă o probă complementară care vizează competențe de bază. Examenul de bacalaureat se pliază pe fiecare profil. Vom avea bacul tehnologic pe care liceele tehnologice îl propun și îl așteaptă de multă vreme. Rămânem cu două probe de competențe lingvistice, limbă străină 1, limbă străină 2, tocmai pentru a crește potențialul de angajare și adecvare a absolvenților pentru societatea viitorului. Cele două probe la nivelul de competență diferită, în funcție de câtă limbă străină s-a studiat pe parcursul orelor de liceu sau de gimnaziu, a explicat ministrul educației. Ea a adăugat că, pe lângă forma actuală a examenului de bacalaureat, va exista o probă complementară care vizează competențele de bază. Pentru profilul uman va fi la matematică sau la științe ale naturii, pentru profilul real o probă la alegere pentru disciplinele socio-umane, istorie, logică, filozofie, psihologie. Notarea, este vorba de competențe de bază nu avansate, se va face pe sistem admis-respins, a menționat DECA. Potrivit acesteia, în sesiunile de vară-toamnă, elevii vor avea mai puține discipline de examen, pentru că probele de competențe lingvistice pentru limba 1, limba 2, probele de competențe digitale, proba de competență complementară se vor putea da în timpul anului școlar, relatează Digi24.ro.